Deci aici intră prima dată apa în stația de epurare. Aici se face prima operațiune, epurarea mecanic. Este un grătar care colectează anumite mizerii care se aruncă la canal. Cârpe și alte mizerii care au volumul mai mare, care nu trece prin canal. De primul grătar, se oprește în grătarele astea la alte și grătarele astea curăță apa. După care apa de aici o să meargă acolo, este o cameră de pompe. De la camera de pompe este dusă cu ajutorul mai multor pompe, e dusă în clădirea din față. Acolo se numește deznisipare, acolo nisipul se așează la fund, și cu ajutorul unei pompe, nisipul este adus aici, în compactorul ăsta, de să curăț apa de nisip. Aici se epurează apa. Deci aici, pe fund, la bazinele astea, sunt niște ciuperci cu oxigen, care oxigenul le ajută bacteriile ca să trăiască și să mănânce ce e în apă. După care apa merge și se întoarce pe partea asta, la altă, în bazinele astea, la alte. De aici, din... să depune acolo în decantorul secundar, cu ajutorul a mai multor pompe, este dus în obiectivele alea albastre, care le vedeți. Alea se numesc digestoare. Acolo nămolul fermentează și prin fermentație noi obținem biogaz. Biogazul e captat aici în balonul ăsta care vedeți. Aici e plin cu biogaz. Care biogazul folosim pentru încălzire la nămol ca să fermenteze mai repede sau să poate transforma în energie electrică. Nămolul ajunge aici în presa asta, unde se deshidratează. După care nămolul este folosit în agricultură. Aici se află laboratorul de microbiologie, unde se analizează nămolul care ați văzut în bazinile de sus, ca să vedem dacă e bun pentru la purificarea apei.